Deși situația actuală nu este tocmai una bună, iar pandemia COVID-19 impune numeroase restricții, gorjenii sunt dornici să dedice câteva zile tratamentelor balneare. Conform informațiilor primite de la Casa Județeană de Pensii Gorj, pe parcursul anului 2020 până în prezent, au fost depuse 2570 de cereri de solicitare pentru un bilet de tratament balnear. Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile. De aceste bilete pot beneficia toate persoanele care au calitatea de pensionar al sistemului public de pensii și asigurat al sistemului public de pensii. De asemenea, pot depune cerere și orice beneficiar al prevederilor unor legi speciale care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii și care dovedesc existența unor afecțiuni medicale care să necesite tratament în conformitate cu prevederile legale. În anul 2020, biletele de tratament balnear au fost repartite pe un număr de 19 serii de trimitere. Prima serie a avut data de intrare 17 februarie 2020, iar ultima serie are data de intrare 1 decembrie 2020. Cererile se depun cu cel puțin 30 de zile anterior primei luni din perioada pentru care se solicită bilete de tratament balnear.